am spus, bugetul educației pe 2015 are o caracteristică simplă. Amăgește și întreține un sistem la limita supraviețuirii. După cum știți, proiectul de buget pe anul acesta a fost scris cu mare întârziere și urmează să ajungă în Parlament abia astăzi. În mod normal, proiectul de buget trebuia prezentat cel mai târziu la finalul lunii octombrie. Concluzia pe bugetul pe care guvernul Ponta PSD îl va prezenta Parlamentului este una simplă. Este un buget al stagnării. Bugetul pe 2015 arată limpede că educația și cercetarea au fost doar simple promisiuni de campanie. Deși Victor Ponta se lăuda că educația va fi o prioritate, structura actuală a bugetului arată că pe cele mai importante capitole avem scăderi dramatice, iar în unele cazuri avem, în cel mai fericit caz, înghețarea fondurilor. Nu există creșteri alocate pentru cercetare, pentru burse, pentru programe educaționale, pentru reparații de școli sau pentru dotarea laboratoarelor și bibliotecilor. Având în vedere că o parte dintre sumele alocate pentru educație sunt prevăzute pentru acordarea drepturilor salariale câștigate în instanță, putem vorbi chiar de o scădere reală a bugetului pentru educație. În cifre contabilicește, realitatea poate fi cosmetizată, însă în realitate avem o scădere a oricărei perspective de calitate și performanță. Din punctul nostru de vedere, bugetul trebuia să pună accentul pe conectarea școlii la piața muncii. Aceasta se poate obține prin triplarea numărului actual de burse profesionale și creșterea finanțării per elev și per student. Investiții în infrastructura școlară, majorarea burselor pentru elevi, studenți și doctoranți, întărirea educației permanente a elevului prin generalizarea programului After School, consolidarea și generalizarea educației copiilor prin punerea în practică a contului educațional al fiecărui nou născut și concretizarea educației continue prin finanțarea și punerea în practică a masteratului didactic. Pentru toate aceste priorități, Ministerul Educației Naționale ar avea nevoie de minim 5% din PIB pentru educație și 1% din PIB pentru cercetare. Guvernul Ponta PSD va veni în fața Parlamentului cu un buget pentru educație de 3,54% din PIB. Practic este o creștere microscopică undeva în jur de 0,14% față de anul 2014. Și vă reamintesc că bugetele pe care alte țări le acordă educației sunt în Danemarca 7,8%, în Suedia 6,8%, în Cipru 7,8%, 7,2% din PIB, în Islanda 7,9%, în Anglia 6,5% din PIB. În România, anului 2014, în condițiile în care 6% din populația de vârstă școlară nu are acces la educație, în condițiile în care peste 200.000 de copii nu beneficiază de aplicarea Constituției, astfel încât să aibă acces gratuit la învățământ, bugetul educației primește doar 3,54% din PIB. Practic, la toate strigătele de disperare din societate, guvernanții asistă nepăsători. Am solicitat și vom solicita ca în mod real, practic și pragmatic, educația să fie o prioritate. Nu poți să afirm că este o prioritate dacă nu o finanțezi. Și finanțarea trebuie să fie constantă, an de an, pe priorități, astfel încât să existe și o continuitate, programele să aibă coerență și investiția în elev, în student, să poată să dea rezultate.